Diana Dumitrescu face din nou ce știe mai bine ca să fie regină. De data asta, într-un spectacol de cabaret pentru care ia lecții de canto și face poze senzaționale. Dar mai bine să aflăm mai multe de la regina Diana Dumitrescu. Ești așa frumoasă și ne-am iubit o viață într-o zi. Te pup. Te pup, bună așa ziua. Așa se poartă ești, chestia asta? Da, ești mult mai bine așa. Așa se poartă, da, nu? Da, așa se poartă, da. Foarte frumos, oameni buni, nu vă văd, dar vezi, poate mă vedeți dumneavoastră. Viața prin pietre. Exact. Prin sclipici. Mă rog, dacă văd viața prin asemenea diamante, e o viață frumoasă. Da, da, așa este. Oameni buni, dați-mi voie să vă prezint o regină astăzi la emisiune. Aș vrea, dacă se poate, în fața celor de acasă, să întindem trena și să le spunem că regina a sosit. Diana Dumitrescu este aici. Spatele e frumos, spatele, 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 spatele și spatele. Stai, 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 stai. Așa. Spatele, așa. Spatele. Altă viață. Perfect. Îți place, nu? Da. Am zis, vreau să, mai sclipicioasă de atât să fiu un spectacol. Să luăm un loc și să ne povestești despre ce este vorba, dragă regină. Sigur. Este vorba de un spectacol de cabaret. Da. Uite, care, vedem și câteva fotografii de in da, show. Aici am făcut sunt pozele făcute pentru afișul da. Spectacolului. Este un spectacol făcut de regizat de Stelian Milu pentru, cu corpul de balet de, al Teatrului de Cabaret și Variete, în care am primit acest rol. Eram la ziua unei prietene împreună cu Stelian, pentru că suntem prieteni, și mi-a zis hai regină, îți dau un rol. Cam așa a pornit și am zis da. Inițial crezând că practic o să interpretez ceva actorcește și de fapt nu, o să interpretez două piese, nu zic o să cânt, eu o să le interpretez. Am înțeles, foarte frumos. Deci oameni buni, puteți să o vedeți pe Diana Dumitrescu de când, unde? La începutul lui octombrie o să avem premiera, încă nu am stabilit o dată exactă, este și în funcție de cum o să meargă repetițiile și interpretarea mea. O să meargă bine, brici. Da, iau lecții de canto acum cu doamna Claudia Hanghiuc și doamna Claudia mereu spune: dar tu poți să cânti foarte bine. Zic, doamna Claudia, haideți să mergem mai mult pe actorie decât pe cântat, că nu e așa bine ușor cu cântatul. Mâine, poi mâine. Da. Mai am două colege care cântă foarte frumos acolo și, bineînțeles, Stelian, care va fi MC-ul și el va interpreta și el niște piese. Și el este deci actor, din octombrie nu cântă. Avem, oameni buni, o regină pe scenă. Da, o să aibă loc la Crown Cismigiu spectacolul și eu vă aștept pe toți, inclusiv pe tine. O să fie foarte ciudat pentru că am foarte mari emoții în legătură cu acest spectacol, în afară de faptul că... Actriță, mă, nu-ți mai ce emoții să ai, urci da. Pe scenă, dai drumul la treabă și gata. Nu e așa simplu. Păi una e să fii actor de film, alta e să fii pe scenă la teatru și alta e să fii într-un spectacol de cabaret. Este total diferit. Am zis că să-mi pună pe mine cât mai mulți clipi și cât mai multe pietre, să iau ochii lumea, să nu mai poată să vadă, nici să asculte, să fie dezorientați, ca să fiu sigură că este bine. Eu sunt convins că va fi bine, așadar o să vedeți pe Diana Dumitrescu în acest musical, da? Da, așa, da. De la început de octombrie. Da, exact, exact. Da, eu îți doresc multă să baftă. Să vin atunci în apropiere și o să-ți spun data exactă. Și vreau să ne cânti. Să vă interpretez. Să ne interpretezi ceva. Poate. Mai vorbim. Perfect, abia. În funcție de cum ies piesele, o să văd abia, dacă... Abia te așteptăm. Cu dragostea, cum stai? Foarte bine. Se anunță ceva? Ți-am spus că se anunță. Am fost cerută în căsătorie, urmează să facem și o nuntă. Opa! Da. Eu trebuie să fac așa, de atmosferă. Wow, yay, yeah! Se mărită! Yeah! A cerut-o, nu rămâne yeah! singură, săraca. Bravo! Bun, și ai fost cerută de soție? Da, da. Când? În iarnă. Și cum? A căzut în genunchi? Da. Și ce a zis? Vrei să fii soția mea? Și răspunsul? Am fost da. Cum așa? Da. Nu, da! Nu a fost, nu, na, na, a fost, am fost foarte surprinsă pentru că s-a întâmplat în ajun de Crăciun și mă așteptam să ne făceam schimb de cadouri. Da. Și practic... Cadoul lui a fost un inel. Da. Acesta care e pe deget. Da. Deci regina a fost cerută de soție, oameni buni. Înseamnă că la anul regina va avea și un rege lângă ea. Cel mai probabil. Foarte frumos. Vreau să-mi spui ce fac surorile tale și familia ta, pentru că mi-e foarte dragă de toată de gașcă și mama ta și fratele tău și... Sunt foarte bine, probabil că acum se uită la televizor. Salutare! Hello!
Sunt foarte bine, fiecare cu treaba ei. Deci merge treaba ca unsă. Da, da, da. Știi că este ziua Nicoletei Luciu astăzi? Mi-am adus aminte, da, apropo mă, de familie. Nicoleta Luciu. Nicoleta, la mulți ani. Tocmai de aceea, pentru că Diana Dumitrescu va juca într-un musical, îți va cânta la mulți nu, ani. Nu, nu, doar atât, la mulți ani îți cânt eu la telefon. Nicoleta Luciu, la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate și tot ce e mai bun pe apropo lumea asta. Apropo de familie, pentru că noi am fost foarte bune prietene și foarte apropiate și pe ea o consider ca o soră. Și na, ce să-i zic, la mulți ani să fii sănătoasă și la cât mai mulți copii. Cred că este durarea pe care și-o dorește cel mai mult. Păi deja are. Lasă și la cât mai mulți, poate încă mai vrea alții. Poate mai vrea. Vezi că e rândul tău să spunem chestia, urarea asta. Mulțumesc, mai stați puțin. De ce? Pentru că nu, deocamdată mi-e bine așa. Sunt foarte bucuroasă și îmi place. După ce te măriți, da, nu poți să faci copii. Da, nu știu, vedem. Ta-na-na-na. Da, asta ca să zicem că nu sunt însărcinată, să se știe că m-au ieșit niște articole cum că aș fi însărcinată. Da, nu au apărut chestiile astea, da, că ești însărcinată. Nu, nu sunt. Sigur nu ești? Sigur nu vezi sunt. Că am aici un aparat de consult imediat, da, pe oricine rog, la emisiune. Nu, nu sunt însărcinată. Am și ecograf. Băi, deci am la emisiune de toate, am stetoscop, am ecograf, ce mai avem? Păi ia, o să vin mai des să-mi fac niște controle, așa nu mă mai duc la medic. Țuică, pe cine testăm cu țuica? Avem, ți-e poftă? Ah, nu e poftă. Ăsta era ecograful nostru. Nu. Am și cântar la emisiune. Vrei să mă și... Nu, ziceam, că îmi spuneam doar ce am aici peste deci tot. Nu mai rochea asta, cred că cântărește 15 kg. Este foarte, foarte, foarte grea. Foarte frumos. Oameni buni, deci Diana Dumitrescu de la început de octombrie, nu uitați, va juca într-un musical și să ai multă baftă și cu mare drag te așteptăm Tomeșu. Oricând aici la emisiune. Eu te aștept la spectacol. Și să știi că vin, dar uite, colegii mei au o dilemă, nu cred că rochia ta are 15 kg, avem un cântar, te cântărim cu ea și după hai aia dai vedem. Jos rochia și te cântărim fără rochie. Și calculăm, nu? Dacă îmbrăcată are atâtea kilograme, dezbrăcată are atâtea Greta, kilograme. Greta, a fost ideea ta asta, nu-i așa? Nu. De ce? Eu mă sui, așa, da. Eu vă zic câte kilograme am și scădem și vedem când tărește rochea. Am înțeles. O credem pe cuvânt atunci. Să știi că mai am un invitat foarte simpatic care așteaptă să intre astăzi în direct. Eu îți mulțumesc mult să ai baftă și te rog să rămâi cu noi aici. Nu vreau să pleci. Ești așa sexy, arăți așa bine. E păcat, audiența mea va fi încântată când vede o regină. Numai un pic, stai să reglăm cadrul. Altă treabă, exact, să se vadă regina. Stai să scoatem mâna. Perfect.